Vești bune pentru pensionari. Casa județeană de pensii din Mehedinți a primit cea de-a șasea serie a biletelor de tratament din acest an. S-au primit 148 de bilete, cea mai mare repartiție fiind pentru stațiunea Bala. Pensionarii care sunt dornici să plece în stațiuni de vacanță se pot prezenta la sediul Casii județene de pensii. S-au eliberat 148 de bilete, iar acestea pot fi ridicate până pe data de 6 iunie. În cursul zilei de astăzi s-a făcut repartiția pentru seria 6 din acest an. Seria începe cu data de 9-10 iunie. Cele mai au fost primite un număr de 148 de bilete. Cea mai mare repartiție am avut-o pentru stațiunea Bala 70 în urma a repartit alocării automate a biletelor, rugăm pensionarii, cei care au și doresc pentru stațiunea Bala, chiar dacă nu au cereri, pot să vină la sediul casei de pensii să-și depună cerere pentru această stațiune. Biletele o să se ridice până în data de 6 iunie, iar după 6 iunie se vor face redistribuirea acestor bilete pentru eventualii beneficiari care nu au obținut prin repartiția automată. În topul preferințelor beneficiarilor se află stațiunile Bala, Herculane și Olănești. Pentru eliberarea biletului vă puteți prezenta în această perioadă doar cu copia de buletin, cu cuponul de pensie pe luna anterioară și copie după certificatul de handicap, fără bilet de trimitere de la medicul de familie.